bărbat din Iași a fost reținut de polițiști la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare. Oamenii legii l-au prins în flagrant în timp ce transporta heroină. Cosmin Cristea ne spune întreaga poveste. Te ascultăm, Cosmin. Bun găsit, bărbatul din Iași a fost recent eliberat din închisoare, însă se pare că perioada petrecută în spatele gratilor nu a fost suficientă pentru a-și învăța lecția. Acesta a fost prins în timp ce deținea și transporta ascunsă în haine 7 grame de heroină destinată comercializării. Substanța interzisă putea fi porționată în 220 de porții de 0,03 grame fiecare și se vindea cu 100 de lei porția. Ar fi strâns o sumă frumușică, însă acum a revenit în spatele gratilor cel puțin pentru 30 de zile, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.